Râurile din întreaga țară au fost concesionate pentru următorii 5 ani. În județul nostru, Asociația Județeană a Vânătorilor și Pescarilor Sportivi va administra mai multe ape în care gorjenii vor putea să pescuiască. Cei care doresc să aibă acces la apele din județ vor fi nevoiți să plătească o taxă. După 3 ani de așteptări, în haosul în care s-a pescuit în toată România, se pare că s-a intrat în normalitate. În județul nostru, noi avem concesionate și autorizate pe timp de 5 ani de acum încolo, un număr de 12 ape. Dacă până acum cei care doreau să pescuiască trebuiau să plătească o taxă de 20 de lei pentru un an de zile și puteau să pescuiască doar într-un singur loc, conducerea AJVPS Gorj a stabilit ca noua taxă să fie în valoare de 50 de lei, iar pescarii vor avea dreptul să-și desfășoare activitatea în oricare dintre apele concesionate. Însă condiția este ca iubitorii undițelor să devină membri ai AJVPS Gorj. Noi am luat hotărârea la nivelul Consiliului ca toți membrii noștri pescari și toți membrii vânători care sunt și pescari începând de la 1 ianuarie, taxa de acces să fie 0 lei. Și este decât o cotizație care, oricum, de la 6 milioane la 50 de lei pe an, cred că nu este chiar așa de împovărătoare. Cu banii ce se vor aduna de pe urma taxei pe care pescarii o vor plăti, conducerea AJVPS Gorj are prevăzut un plan de populare a apelor cu puiet și vor plăti angajații asociației pentru a efectua controle la apele concesionate.